Cállate. Statul 2009-2010. Vă mulțumim pentru... Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Suntem aici prezenți pentru un mare eveniment, dezvăluirea statului Tache Ionescu. Și aș vrea să vă propun o ceremonie concertă cu intonirea primului de stat. Invitații și sperăm să ne onoreze cu prezența în măsura în care timpul le permite și drepturile țării. La primul ministru, la Camera Deputaților, la Camera Senatului, la Ministerul Culturii, Ministerul Justiției. Ne-a impus această personalitate a lui Tache Ionescu. Avem în mijlocul nostru pe domnul Lucian Ionescu. Cadre didactice și directorii de la liceele Caragiale, Mihai Viteazu, Jean Brunet, Virgin Magiaru, Lucie. Băților care v-au sprijinit cu aprobări. Dar și... Vă mulțumim încă o dată și îl invit pe poetul paroc Angel al Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Ploiești pentru osfințirea monumentului. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci, vecilor. Ce tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru Dumnezeu, întreaptă-te numele Tău, de împărăția Ta, facă-te voia Ta, pâinea noastră ca de toate zilele, să ne-o nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel de Sfânt. Dar ai de împărăție, dar ai de
vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne. Care a readus România, nu în Europa, că în Europa era de când lumea, ci în conștiința europeană. Am zis a readus, pentru că România mai fusese odată adusă în conștiința, cel puțin la nivelul intelectualității Europei Occidentale, de pașoptiști, de Togălnicianu, Ciarosetin, Golești și așa mai departe. Dar acei oameni ori se stinseseră, ori își vedeau de treburile lor în țară. Și România, poporul român, fusese uitat. Dovadă, în 1878, la Congresul de la Berlin, România nu a găsit niciun apărător în cele 7 mari puteri ale Europei. Ei bine, lucrul acesta l-a făcut Tache Ionescu. Tache Ionescu a readus în conștiința europeană România. Unul dintre congresiști, generalul Tur, o mare personalitate, Iordania.